aceeași frecvență cu tine. Love the variety. Suntem Europa FM. Gata, 6, a venit Cătălin. Era veselie sau ce? Am zis că ascultăm piesa asta de la Evanescence, Bring Me To Life, și până vii tu, după aia ne cuminții. Da, dacă era veselie, asta e. Hai că urmează să stricăm veselia. Hai că parcă mai ieri ascultam amintirile la ora asta de la 300 și era vineri. La 15:20, uite-ne într-o zi de lună la aceeași oră. Către ce lunea repede, e aproape 4, prieteni, în curând rupem ușile cu toții. Ce zici tu, eu mai stau 2 ore după 4. Da, ai și venit. Ai și venit. Numai pentru asta merită o medalie. Bun. Da, că ai venit, da, sigur că da. Ce se mai întâmplă? Tot la fel, dar am zis să vă povestesc astăzi cum este afectată România de sancțiunile economice impuse Rusiei. Adică mai la concret, așa că e un lucru pe care, la care ar trebui să medităm un pic. Vom fi mai afectați decât suntem acum, că... O să pierdem niște bani și niște locuri de muncă, da. Ne explică imediat Cătălin. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, ați auzit de o serie de sancțiuni impuse Rusiei, economice, și e sigur că în statul respectiv, pe lângă interzicerea unor exporturi și importuri, va exista și o atitudine a oamenilor față de anumite produse care vin din diverse țări ale lumii, nu? Pentru că și oamenii de acolo sunt învățați să privească în dușmani și prieteni toată chestiunea asta. Așadar, fluxurile economice fiind întrerupte, dar nu de tot, atenție, că și asta e important, noi vom înregistra pierderi, dar e posibilitatea să meargă și mai mult. Acum, trebuie să știți că în relația Rusia-România, România mai curând importă lucruri de acolo, adică, în primul rând, gaz, petrol, chestiuni de genul acesta, în mare măsură, într-o mai mică măsură, chiar mică față de câți bani sunt pe relația asta, importăm îngrășăminte chimice fertilizatoare pentru diverse terenuri, bare de oțel, aluminiu, tot felul de lucruri de astea din siderurgie pe care le aduceam de acolo pentru că erau mai ieftine în spațiul acela. Chiar mă gândeam, Cătălin, să știi ce mai produce Rusia în afară de bogățiile pe care le are. Materie primă și niște chestii din astea care sunt prelucrate, dar minimal. Na. Oțel, să zicem. Nu-ți trebuie o înaltă tehnologie să faci un oțel de o calitate medie, bună și de care noi avem nevoie aici. În schimb, România apare în fața lor ca o țară occidentală. România trimite acolo lucruri cu valoare adăugată. Cum luăm și noi de la alții, adică, mă înțelegi, din vestul Europei. După China, Europa rămâne totuși a doua mare manufactură a lumii și exportul nostru principal în Rusia este legat de subansamble pentru mașini. Plăcerea ta, știi, adică... Dacă nu mașini cu totul. Acum, grupul Renault are fabrici și în Rusia. Și la fel, Lada, mașina tradițională rusească, face parte din grupul Renault. Sunt colegi acolo. La noi, în România, se făceau subansamble ca Dusterul să se facă în partea aia de lume. Adică noi le trimiteam echipamente. Și aici vom înregistra o pierdere. Dar nu cea mai mare pierdere. Cea mai mare pierdere pe industria asta auto și de subansamble, sau cum se cheamă la voi, automotive. Automotive. Va fi înregistrată indirect, să spunem acest lucru, deci din fluxurile de mașini pe care Europa Occidentală le trimitea către Rusia și care vor fi mai slăbuțe. E greu să-ți închipui că în condiții de război o să-și mai cumpere omul Volkswagen, Opel și alte lucruri de genul ăsta. Era o piață de desfacere importantă, piața rusească. Și noi făceam, deci noi facem bucăți din mașinile astea la firme din România, le trimitem să fie montate către Germania sau alte țări care fac asamblarea mașinilor, iar ei trimiteau în Rusia. De fapt, marea lovitură pentru noi este pe zona asta, nu pe ce exportam noi în mod direct, ci că eram parte din lanțul ăsta de, care trimitea diverse obiecte în Rusia și, de asemenea, mai suntem parte din lanțul care trimite electrocasnice. Adică electrocasnicele făcute în România aveau o piață foarte bună în Rusia. Estimează
analiști de economie și vă recomand un interviu din Press One, se numește publicația, cu Cornel Ban, care este profesor de economie la facultatea din Copenhaga. Estimează că pierderea asta se va duce la vreun miliard de euro. Să știți chestiunea asta și că s-ar putea să apară șomaj tehnic pe unele zone. Șomajul tehnic ca și în perioada de pandemie trebuie acoperit de stat până când vor fi reluate fluxurile astea. Iar în privința pierderilor clare pe care Europa și le-a asumat, astea vor veni probabil înapoi, banii către companiile astea vor veni sub formă de compensări pe care diverse state europene le vor acorda. Tocmai pe asta s-a bazat Putin când a început războiul, că nimeni nu-și va asuma o astfel de pierdere. Dar Europa chiar asta a făcut, adică și-a băgat mâna adânc în buzunar și a zis, domnule, pierdem. Cazul nostru, un miliard, poate mai bine, de euro. Și nu că ar fi fost momentul să mai pierzi ceva după 2 ani de pandemie în care s-a tot pierdut. E, asta e pierderea, cam așa e calculată. România și-a asumat chestiunea asta din punct de vedere politic, este alături de Ucraina și sperăm să se termine odată cu războiul. Da. Asta este cel mai important. Îți mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru explicații și te așteptăm din nou alături de noi mâine la Rațiunea Zilei și la România în direct mai devreme. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.